Bună ziua și bine v-am regăsit. Miezul problemei la Național TV, sunt Denis Ciulinaru. Astăzi vă propun, sper, o temă interesantă. Vorbim despre bullying-ul în școala românească. Alături de noi astăzi, doamna Ana Maria Gabor, coordonator proiect Sprijin, Siguranță, Stimă. Bună ziua! Bună ziva! Bine ați venit alături de noi! Bine v-am găsit! Cu mare plăcere! Doamna Anda Păcurar, psihoterapeut. Bine ați venit la miezul problemei! Mulțumesc! Și doamna Cătălina Surcel, director executiv Telefonul Copilului. Bună ziua! Bună ziua, bun găsit! Alături de noi, ca de fiecare dată, și domnul profesor Mircea Coșa, invitat permanent miezul problemei. Bună ziua, domnule profesor! Bună ziua! Mă bucur că sunteți alături de noi. Bullying, domn profesor, un termen, nu știm de unde vine, oricum, sună anglosaxon așa. În orice caz, în ultimii 30 de ani am importat tot felul de termeni, dar și de apucături, ca să vorbim pe românește, în societate. Este un fenomen despre care se vorbește din ce în ce mai mult în ultimii ani. Din păcate, prezent. Și astăzi ne axăm pe acest concept, școala românească. Vorbeam cu dumneavoastră înainte de a intra în platou și cred că o formă de bullying, dar noi nu știam să-i spunem așa, exista încă, nu știu, cu multă vreme în urmă, nu? Zeci de ani, poate. Și-mi povesteați din copilăria dumneavoastră și spuneați că, într-un fel sau altul, acest tip de comportament a existat, nu? Dar să spunem ce înseamnă asta. Da. Spunem așa, comportament ostil, de excludere, intimidare, terorizare, sunt foarte multe cuvinte care ar putea fi puse în dreptul termenului. Dar să înțeleagă lumea, pentru că e adevărat, importăm foarte mulți termeni, da, pe care îi folosim câteodată cum vrem noi, pentru că ne știm de adevăratul sens. Dacă e să ne gândim la economie, la domeniul meu, pot să vă dau termeni care una înseamnă în engleză, altceva e în română. Dar mă rog. În cazul de față, este un fenomen de care se discută, pe care îl vedem aproape săptămânal, nu zic zilnic, la televizor. Dar e adevărat că e de mult. Acum, ca să, cum să spun eu, să readuc secolul trecut în atenția dumneavoastră, celor mai tineri, trebuie să vă spun că eu am făcut școala primară în centrul Bucureștiului, dar chiar în centru, pe strada care atunci se chema Cometa, acum se cheamă Căderea Bastiliei. Era o școală primară, numărul 7. Și acum, dacă stau să mă gândesc, fenomenul ăsta exista. Au fost de câteva ori niște lucruri pe care atunci le consideram normale. Ne mai împângeam, ne mai dădeam pumni. Dar au fost de câteva ori niște reacții de izolare a unor copii care veneau de la țară. Chiar mi se spunea, bă, țăranule, era urât. Mă rog, atunci nu le deam atenție, dar exista. Însă ceea ce mi se pare mie că era chiar foarte, foarte pregnant, era atitudinea pe care am avut-o noi atunci, copiii români, față de copiii coreeni. Atunci erau aduși din Coreea, era război, orfani. Erau copii mai mari decât noi, mai mici decât noi, nu conta, erau în aceeași clasă cu noi, pe care îi mai și băteam, pe lângă faptul că le strigam fel de fel de lucruri. Nu se luau atitudine. Profesorii nu ne-au spus niciodată ceva foarte, să știu eu, amenințări sau până. Ne spunea doar nu vă e rușine, vă bate joc, nu vedeți că e copil sau lucruri de astea, mai mult de bun simț. Dar ele existau. Existau. Acum, ce mi se pare mie foarte curios și ar trebui să discutăm poate în primul rând, e faptul că aceste atitudini se manifestă de la copil la profesor. Asta mă îngrijorează și mă înfioară când văd doamne profesoare bătute sau ceva așa. Dar nu mă miră. Nu mă miră. Uitați-vă la televizor, filmele care le vedem noi acum au mai multe gloanțe decât idei. Să tragem în permanență din toate pușcoacele. Oamenii se bat pe stradă pentru locuri de parcare. Să știți că, dacă discutăm despre bullying, violența asta afișată și la tot pasul, pare că ar fi unul dintre factorii care influențează tipurile de comportament, mai ales în cazul copiilor. Deci aveți dreptate. Da. Da. Și ceea ce mi se pare că e periculos este faptul că se extinde din ce în ce mai mult tendința de a rezolva conflictele nu cu argumente, nu prin discuții, ci prin forță fizică sau câteodată chiar cu tentația de a suprima definitiv pe adversar. Așa încât discuția de azi este foarte binevenită, pentru că până la urmă noi zicem că omul este ca lupul, nu? Așa ziceau romanii,
ne batem pentru existență, suntem în concurență unii cu alții. Educația însă ne poate tempera. Educația ne poate da un loc mai acceptabil în relațiile cu ceilalți. Iar educația, în primul rând, în ziua de azi, mi se pare mie, nu e la școală, e în familie. Oricum familia suferă, pentru că avem câteva milioane de oameni care trăiesc în familie despărțite pentru că au plecat la muncă în altă parte, mamă de rațiune economice. Atunci și asigur că nu ne putem aștepta deocamdată la altceva decât un accent suplimentar pe educație. Pe educație, poate pe modere, dacă am putea găsi pe undeva. Poate că ar trebui să se implice aici nu numai doamnele care reprezintă astăzi și le mulțumesc că au venit, pentru că au ce să ne spună sau să le spună tuturor, organizații care se ocupă cu așa ceva, dar poate și biserica. Bună observație. Poate și biserica, pentru că tot în epoca aia în care eram eu elev, aveam un preot de la Biserica Visarion care venea fiecare săptămână ca să stea de vorbă cu noi. Stea de vorbă cu noi. Ce mai face, ce mai nu știu ce. Probleme ce. Sunt? Eram întotdeauna foarte sfioși, pentru că atunci un preot reprezenta o autoritate. Era o chestiune care te făcea să te simți mic. Dar întotdeauna ne sfătuia să fim cu minți, să nu ne batem, să lucruri care, mă rog, la vârsta aceea le înțelegeam așa în felul în care le înțelegeam, dar care pentru mulți dintre noi, din generația mea, au devenit niște lucruri de căpătâi, pentru că cât timp, până acum 20 de ani, n-am întâlnit vocabular, limbaj politic acum, atât de violent. N-am întâlnit oameni care să se bată în Parlament, cum se întâmplă acum, să se bată în stradă. Da. Doamna Surcel, vin la dumneavoastră. Domn profesor a expus o gamă destul de largă de factori care vin să influențeze acest concept, oarecum, mă rog, dacă ne referim la cuvântul în sine, recent apărut în spațiul public din țara noastră. Sunt niște explicații toate aceste lucruri? Adică violența afișată în societate a avut acest dar de a crește fenomenul de bullying în ultimii ani? Simțiți lucrul ăsta? Desigur, noi vorbim despre bullying de mai bine de 5 ani de zile, atunci când la telefonul copilului, așadar la organizația pe care eu o conduc, au apărut astfel de situații. Violența naște violență. Și așa cum și domnul profesor spunea puțin mai devreme, din păcate, modelele de violență sunt în familie. În peste 70% dintre situațiile pe care noi le înregistrăm la telefonul copilului, dincolo de bullying, vorbim despre violența asupra copilului care are loc cu preponderență în familie. Tot în familie se bârfește foarte mult. Tot în familie au loc episoade de violență la care copilul participă, nu neapărat fiind bătut, ci practic asistând la un abuz emoțional. La violența în stradă, cum spunea și domnul profesor, puțin mai devreme, asistă tot mai mulți copii. Și atunci, sigur că pentru unii dintre ei, violența pare o normalitate. Unu, pentru că o învață în familie, doi, pentru că o văd mai apoi și în societate, o văd în școală. Însă, violența se banalizează, aș îndrăzni să spun. Pentru... Putem spune și așa, da. Din păcate. Însă este important de știut că niciun copil nu se naște agresiv. Niciun copil nu se naște violent. El învață acest tip de comportament. De aceea este important ce îi oferim, ce model îi dăm pe mai departe. Și la fel de important este să îi spunem că la violență nu se răspunde cu violență. Și mi-aduc aminte de un caz de agresiune de tip bullying pe care noi l-am înregistrat, în care un băiețel ne-a sunat, nu era decât în clasa a treia și ne spunea că pentru el școala este ca un câmp de luptă în care el nu înțelege decât că trebuie să se apere de inamici. Și asistentul social cu care a vorbit în cadrul organizației l-a întrebat, zice, bine, zice, ai vorbit totuși cu părinții tăi despre această situație? Și el spune, zice, da, zice, am vorbit cu tata, zice, dar tata mi-a spus că dacă primesc o palmă, să dau și eu la loc. Dacă mi se adresează un cuvânt urât, să adresez și eu un altul. Dar știți, eu nu sunt de acord cu tatăl meu. Eu nu sunt de acord cu ceea ce mi-a spus el. Eu nu voi răspunde niciodată așa.
După cum observăm, unii dintre copii ne dau lecții chiar nouă adulților, chiar nouă părinților. Și într-un fel este bine că se întâmplă așa, înseamnă că ei sunt echipați, responsabili, dacă pot spune așa, cu foarte multă responsabilitate, cu foarte multă cunoaștere a drepturilor lor și a consecințelor pe care până la urmă faptele lor le au. Totuși, mă bucur dacă pot spune așa că acest comunicat pe care noi l-am transmis mass mediei în legătură cu acest fenomen a fost îndelung și este îndelung mediatizat. Practic, este un tip de abuz care este luat în seamă. Sigur că este important că este luat în considerare de noi aici, de cei de acasă care ne privesc, și mai important este să fie luat în seamă de decidenții. Așteptăm mesajele telespectatorilor noștri. Doamna Păcur, ar vin la dumneavoastră, sunteți psihoterapeut, să fie, devină și modelul cultural despre care vorbea doamna Sorcel mai devreme, adânc înfipt în societatea noastră, din păcate. Avem așa latura asta latină, nu? Un pic mai colerică, lucrurile se mai reglează în partea asta de lume din vechime și puțin altfel, mai cu forță. Da, acum ce să zic, de multe ori suntem dați așa ca model de societate violentă și de foarte multe ori plețepe și o emblemă pentru noi, dar nu aș spune că sunt alte țări sau alte culturi scutite de bullying. Totuși, peste tot este un fenomen. În mare măsură, problema este și faptul că mulți dintre copii deja trăiesc viețile părinților, viețile adulților foarte de mici. Și atunci ei practic vor să aibă puterile unui adult și se manifestă ca atare, cum spunea și doamna Surcel, faptul că în familie se bârfește, ei la școală pot să facă și mai mult, pot să strânească anumite zvonuri care sunt denigratoare, pot să hărțuiască. Dacă într-adevăr acum câțiva ani vorbeam foarte mult de bullying-ul acesta legat de o agresivitate fizică, în zilele noastre este cumva, la momentul acesta este generalizat, există foarte multă hărțuire verbală la orice nivel. Se spune cumva că e mai agresiv în rândul fetelor, dar totuși e clar că nu există clasă, nu există grup în care să nu se facă astfel de hărțuiri și copiii să fie zilnic amenințați, denigrați, împinși să-și facă rău. Și cumva este foarte greu, pentru că și la telefonul copilului apelează sub diverse forme și sunt consiliați, și în cabinetele de psihoterapie sunt aduși de părinți atunci când părinții în sfârșit află ce se întâmplă cu adevărat. Sunt situații când părinții anulează aceste, să spun, ajutoare binevenite din partea instituțiilor statului prin felul în care, nu știu, nu, menegeriază acasă? Da, n-aș spune asta, în sensul că părinții pot să nu fie conștienți sau să fie depășiți, în sensul că nu știu cum anume, mai ales că dacă vorbești de cyberbullying, de tot ce se întâmplă în mediul online, între copii, da, părinții pot fi depășiți. Apoi copiii de foarte multe ori nu povestesc părinților, pentru că, într-adevăr, nu văd în ei un ajutor. Și sunt copii care preferă să se adreseze consilierului școlii sau telefonului copilului, mai ales că e vorba de un apel anonim sau faptul că scriu pe e-mail. Citeam recent, îmi cer scuze că vă întreb, faptul că bullying-ul este responsabil de un procent destul de măricel când discutăm despre abandonul școlar. Da, aici se ajunge și abia atunci părinții realizează că e o problemă foarte gravă. Până atunci, într-adevăr, nu iau lucrurile neapărat în serios, pe aceeași idee, ai primit o palmă, dă și tu, ai fost înjurat. Se întâmplă și la mine, a fost la fel când eram copil. Exact. Numai că acești copii sunt agresați zilnic și la început se izolează, apoi încep să-și facă rău, sunt cei care încep să se automutileze, au într-adevăr gânduri de suicid și în final abandonează școala. În final nu mai vor să meargă la școală și apare această izolare totală, în care copilul are nevoie de un sprijin unul la unul, are nevoie de un terapie, ajutor specializat are... înainte de toate. Doamna Gabor, dacă ești părinte și mergi la o ședință cu părinții astăzi, în 2019, la școală, cred că, nu știu, pe o întindere așa de o oră și 30, problemele de școală, nu știu,
ocupă acolo 20 de minute. Restul discuțiilor între părinți, părinți și profesori au ca temă astfel de situații, pe care le numim astăzi bullying sub toate formele. Este o realitate, din păcate. Asta o spun pentru că proiectul pe care l-am inițiat împreună cu 4 parteneri, Poliția Locală, Agenția Națională Antidrog și o asociație care poate să vină în sprijinul părinților de data aceasta pentru grupuri de suport, proiectul a început cu ședința cu părinții. Și ele au fost destul de virulente ca mesaje. Foarte puțin sau practic au fost schimburi de focuri, ca să zic așa, vis-a-vis de fiecare detaliu pe care copiii îl povestesc acasă, că s-a întâmplat din partea colegilor sau din partea profesorilor, fără a urma o cale rațională, adică nu sunt canalizate spre soluții aceste discuții. Sunt canalizate spre persoane, spre comportamente. Deci, practic, cei mici iau mesajele, nu, pe care le percep la școală, de la școală, exact, le duc le spre casă. Cu încărcătura emoțională cu care au trăit-o unii dintre ei, alții nu povestesc și asta este și mai alarmant. Iar părinții nu filtrează, se poziționează fie împotriva unui copil sau din clasă, că pe care îl găsesc ca un țap ispășitor pentru toate problemele din clasă, și practic discuțiile la ședința cu părinții, dacă au 5% componentă administrativă despre școală, exact, despre da. Teme, despre nu știu ce se va întâmpla săptămâna viitoare cu proiectele, programele în care mai sunt incluși copii. Din celălalt conținut, din păcate, este destul de virulent așa ca mesaj. Sunt părinți care își reproșează lucruri, sunt părinți care folosesc WhatsApp-ul, care mai nou este utilizat tocmai cu misiunea de a transmite și a facilita informațiile între școală și părinți. Este utilizat tot în zona aceasta de bârfă, de speculație. Deci, practic, aceste grupuri, nu, de comunicare devin un teren, din păcate. Nocive, pentru că atâta timp cât urmărim greșelile copiilor și nici de cum evoluția lor în cadrul școlii, e clar că este o vânătoare de greșeli. Doamna Păcurar, dacă ar fi așa, nu știu, 3 caracteristici ale bullying-ului să identificăm pentru a înțelege mai bine, care ar fi? În primul rând, ca să existe bullying, trebuie să existe 3 actori. Trebuie să existe agresorul, așa, trebuie să existe victima și martorul. Și aici putem să detaliem cât de importantă e prezența fiecăruia. Apoi, bullying-ul, așa cum spuneați, este caracterizat prin diverse agresiuni, fie fizice, fie verbale, fie sub forma unor fotografii trucate sau oricum ar fi, care sunt repetate și îndreptate împotriva aceleiași persoane. Poate să fie acest bullying făcut de o singură persoană sau de mai multe. Și un atunci grup, practic, vorbim da. De mobbing. Vorbim de bullying-ul acesta fizic, când e vorba de agresiune. Vorbim de bullying-ul verbal, când se folosesc tot felul de cuvinte denigratoare. De cel social, când un copil este izolat. De cel relațional, când este hărțuit constant. Și de cyberbullying, așa cum spuneam, cel care se întâmplă în special în rețelele online. Iar ca scop, de cele mai multe ori, agresorul, care de foarte multe ori a fost la rândul său victimă și acum își dorește să compenseze, agresorul poate să vrea atenție, nu știe cum să fie popular, în școală este un concurs permanent de popularitate și atunci vrea atenție. Vrea putere în cazul în care a fost victimă și nu mai vrea să mai ajungă vreodată acolo. Vrea răzbunare, la fel, în cazul în care a fost victimă sau pur și simplu vrea să se distreze. Și din păcate, școala fiind, ăsta e adevărul, pentru copii școala este un mediu foarte plictisitor. Este un mediu care nu le împlinește nevoile, nu vine cu toată... De ce este un mediu plictisitor? Teoretic, nu? Copiii merg la școală pentru a dobândi cunoștință, mă gândesc. Așa. Da? Lucru care, sigur, nu îi fascinează. Există un copil care v-a spus fascinează... asta vreodată, că se duce un copil de bea, așteaptă să meargă la școală, să deschidă manualul. Sunt puțini. Nu. Vorbim de copii și de nevoile lor actuale.
Desigur, școala ar putea să fie mult mai prietenoasă și ar putea să se facă mult mai multe activități interactive în care ei să învețe mai degrabă cooperarea, să facă activități în afara școlii. Dar vedem că de foarte multe ori și dintr-o teamă a profesorilor, chiar și săptămâna altfel devine o săptămână în care poate merg la un film în mall. Da, ne întoarcem după o scurtă pauză de publicitate, rămâneți în miezul problemei. Național TV, miezul problemei, am revenit alături de dumneavoastră, vorbim despre bullying la școală, în școala românească. Astăzi, pentru cei care au deschis acum televizorul, doamna Cătălina Surcel, director executiv Telefonul Copilului, alături de noi, doamna Anda Păcurar, psihoterapeut, doamna Ana Maria Gabor, coordonator proiect Sprijin Siguranță Stimă la școală și domnul profesor Mircea Coșa, invitat permanent miezul problemei. Domnule profesor, știți că e o vorbă printre oamenii de televiziune, cele mai interesante emisiuni se întâmplă în pauzele de publicitate. La fiecare final de sezon ne tot propunem să facem decupaje din ce se discută în platou în pauza de publicitate. Sunt foarte multe idei pe care apoi le aducem în, aducem în direct. Și vorbeam aici despre felul în care a evoluat societatea modernă, societatea românească, pentru că până la urmă la țara noastră ne raportăm. Domnule profesor, statutul social ar putea fi un argument pentru felul în care unii oameni se comportă în societate, că vorbim despre adulți, că vorbim despre copii. Asta apropo de ce spuneau invitatele noastre, că cei mici împrumută, imită comportamentul de acasă. În ce sens? În sensul în care, nu știu, dacă părintele are un gen de atitudine în care consideră că în societate poate să facă orice, pentru că uite am bani, nu știu ce poziție, nu știu unde, copilul împrumută și el poate... Da. Pentru că în epoca asta foarte scurtă, după 1989-1990, lucrurile încă nu s-au reașezat. Noi încă trăim într-o situație în care nu s-a depus încă la fund lesul și să apară apa curată deasupra. În societățile mai vechi, mă refer la cele de după 1950, mai vechi, starea materială era dublată de o educație superioară. Corect. Pentru că erau așa zisi boieri, sau cum vrei ca să le spui, care aveau grijă de copiilor. Familia avea posibilități să călătorească, să vadă, să citească. Acum, starea materială este total diferită de starea educațională. Sunt oameni care au bani și mașini și case care nu știu limba română, care n-au niciun fel de comportament adecvat situațiilor materiale sau care ar trebui să fie adecvat situații materiale. Pe de altă parte, libertatea de după 1990 a degenerat în multe ori în libertanism, adică fiecare face ce vrea, fiecare crede că are dreptul să facă ce vrea. În primele zile după Revoluție, stând în centrul Bucureștiului, manifestarea libertății s-a demonstrat prin parcarea mașinilor unde nu trebuia. Și nu avea nimeni curaj să zică de ce, că era libertate. Lucrurile din punctul ăsta de vedere nu cred că se vor rezolva foarte ușor. De obicei trebuie generații ca să ajungă iar acolo. Însă am două probleme din pauză. Așa. Că vorbim de pauză. Prima e adevărat că dinaintea pauzei. Din ce ne-a spus doamna Surcel mai înainte, doamna directoare, i-au reținut un lucru, că un copil de clasa 3 a dat telefon. Întrebarea mea este dacă toți copiii de clasa 3 știu că există această organizație și dacă poate să dea telefon. Pentru că dacă ar fi așa ceva, ar fi extraordinar. Și dacă există și capacitatea copiilor să dea telefon, din curaj, să zicem, pentru că telefon acum au toți, poate să dea telefon. Asta este în ghiozdanul copilului, acum este un telefon. Dacă ar fi așa, înseamnă că beneficiem de un foarte mare aport în societate dacă o astfel de organizație are capacitatea ca să lucreze direct cu cei care sunt în cauză. A doua întrebare, care e foarte dificilă, pentru că dumneavoastră ați plecat de la o idee care, sigur, e generoasă, și anume că toți copiii se nasc fără să fie violenți. Dar nu se nasc și oameni care sunt criminali din naștere. Nu psihologii spun că nu. Teoria aia cu hipotalamusul nu mai e la modă, că spunea că au nu știu cum hipotalamusul. Toți care fac răutăți, toți care sunt criminali în serie, sunt rezultatul educației sau unii gene? Cred că factorii de mediu sunt cei care pot modifica parcursul unui individ, nu?
Oamenii pot avea potențial, dar potențialul acesta poate fi dezvoltat doar de mediu. Iar criminalii în serie sunt niște cazuri foarte rare. Le vedem mai degrabă în literatură sau în filme. Păstrăm proporțiile, băiețelul ăsta care fiecare zi arunca de la fereastră câte ceva, el e criminal în serie, că în fiecare zi face câte o crimă la natura și la capacitatea lui. Întrebarea care era, dacă e așa, dumneavoastră ziceți că nu e așa, dacă e așa, schimbarea de la o școală la alta nu rezolvă nimic. Poate trebuie create niște instituții specializate pentru astfel de copii. Da. Categoric da. Haideți să le luăm pe rând, doamna Surcel. Deci da. copiii sună da, la telefonul copilului. Bănuiesc că aveți mai multe cazuri în ultima perioadă, nu? De copii care apelează la noi. Avem constant, din păcate, cazuri. Pentru a-i răspunde domnului profesor, copiii au atât posibilitatea de a ne suna, cât și posibilitatea de a ne scrie. Cei mai mulți dintre ei însă, în ultimii ani, aleg să ne scrie. Le este mult mai facil, le este mult mai facilă această manieră de comunicare. De aceea, anul trecut am lansat o platformă online de consiliere, poartă numele numărului de telefon pe care noi îl dedicăm copiilor, respectiv 116111.ro, pe de o parte, iar pe de altă parte, pentru că cel mai mult pe ei găsim în mediul online și sigur noi mergem acolo unde sunt ei, noi chemăm pe ei unde suntem noi, am lansat și o aplicație mobilă, se numește HappyGraph și de asemenea și prin intermediul acesteia pot să ajungă la noi. Așadar, doamne, felicitări! Faceți un lucru extraordinar! Pentru că noi discutăm că nu avem oameni în construcții, nu avem nu știu unde și zicem că ar trebui o politică demografică pe care o preluăm numeric. Câți oameni ar trebui să avem? Dar ce calitate au oamenii ăștia, niciodată nu ne gândim. Nu neapărat că fac studii sau nu. Dar cineva trebuie să ocupe de formarea omului încă de când e mic, de traumele pe care le suferă într-o familie cu... Am văzut azi un film la televizor, o bucățică de film cu un tată care își bătea copiii ca să răzbune pe soție. Ce faci cu oamenii ăștia? Îi reeduci? Poți? Copilul cred că poate fi educat. Cred că poate nu fi... mă gândesc la acest tată care până la urmă e acolo... și un element al forței de muncă. E forță de muncă până la urmă. Din punctul meu ca economist, e un om care poate să meargă pe șantier. Și acolo pune bine un zid, acasă vine și face numai rău. Din păcate. Eu sunt onorată de aprecierile pe care le primesc din partea domnului profesor și sigur aș putea să mă consolez cu asta. Însă nu pot să o fac. De ce? Pentru că nu este suficient ceea ce facem noi. E mult, într-adevăr, e foarte mult că totuși o mână de oameni într-o organizație neguvernamentală reușește să facă asta. Dar toate eforturile noastre trebuie să fie continuate. Trebuie să fie continuate de autorități. Dumneavoastră mă întrebați puțin mai devreme ce se întâmplă după un apel sau după un e-mail scris organizației noastre. Haideți să vedem ce pași sunt urmați. Să zicem că un copil vă sună și vă spune, domnule, am parte de un tratament, nu știu, considerat drept bullying în clasa mea de la școală. Am un coleg care mă tratează așa și așa, sunt bătut. Ce se întâmplă mai departe? Avantajul este acela că noi nu lucrăm decât cu asistenți sociali și psihologi. Și doamna Păcurar știe foarte bine pentru că și dumneei contribuie la formarea specialiștilor cu care noi lucrăm. Așadar, este important că ei vorbesc cu oameni care știu despre ce este vorba. Așadar, beneficiază de consiliere psihologică de calitate, pot să se întoarcă oricând la noi pentru a primi din nou consiliere. Întrebarea este ce rămâne de făcut pe mai departe. Sigur că foarte mulți dintre copiii de astăzi nu mai doresc intervenția altcuiva. Doresc să afle singuri cum își pot rezolva problemele. Și vă spun și de ce. Au această capacitate de a-și rezolva singuri problemele? Unii dintre ei doresc să-și o însușească măcar și să vadă unde ajung. Și eu zic că este un lucru bun că se întâmplă asta, pe de o parte. Pe de altă parte, este foarte important de unde își iau informațiile. Pentru că din statistica pe care noi o avem asupra contactelor cu copiii de anul trecut, vin cu o cifră absolut îngrijorătoare, alarmantă de-a dreptul. Mai bine de 95% dintre ei, dintre cei care ne-au contactat, au spus că persoanele semnificative cu care ei discută, atenție, sunt din afara familiei. Foarte trist. Asta ar trebui să îngrijoreze foarte tare.
Așadar, e important de unde și-au informațiile, e important însă că dacă ne sună pe noi, dacă ne scriu nouă, sigur beneficiază de consiliere, cum spuneam, de calitate. Întrebarea este ce se întâmplă pe mai departe. Vorbeam despre consilierii școlari. Un consilier școlar servește astăzi minim 800 de copii, minim. Sunt și cazuri în care servește 4.000 de copii. Nu face față pe românește. Practic nu face față. Sigur, există în legislație stipulat foarte clar că acești consilieri școlari, psihologi, trebuie să se regăsească în școli și să fie alături de copii atunci când ei au nevoie. Chiar și acolo unde sunt pentru 800 de copii, copilul se împiedică de o hârtie. Pentru că se duce, bate la ușă și consilierul școlar îi spune, uite, trebuie ia această hârtie, du-te acasă și ia consimțământul părinților și apoi sigur vom putea sta de vorbă. Întrebarea este, dacă părinții sunt agresorii copiilor, cum ar putea să semneze ei un consimțământ, ei în calitate de agresori, pentru propriul copil? Asta este absolut imposibil. Mai mult decât atât, sunt totuși foarte multe lucruri pe care statul le poate face. De exemplu, în curriculum. În curriculum nu există nimic specificat despre acest tip de abuz. Copiii sunt foarte mult prezenți la școală. Din păcate, părinții nu sunt foarte prezenți în viața copiilor. Asta pentru că, din păcate, societatea în care lucrăm ne reține mai mult la locul de muncă și nu acasă. Acolo unde este, de fapt, cel mai mult nevoie de noi. Însă nu putem renunța la locul de muncă. Dacă ei sunt cel mai mult la școală, atunci haideți să găsim soluții ca acolo copiii să fie educați și să învețe ce înseamnă bullying-ul, care sunt consecințele, cum pot afecta astfel de atitudini, de umilire, de denigrare a celor din jur, cum îi pot afecta pe ceilalți. De asemenea, haideți să vedem ce este și în grădinițe. Vorbim despre școală, dar haideți să vorbim despre grădinițe. Acolo lucrurile au scăpat complet de sub control. Citisem despre, recent, pentru emisiune, citisem despre etapele bullying-ului și exact cum spuneți, lucrurile erau total diferite la grădiniță și apoi în segmentele următoare din școală. Practic, odată cu, nu știu, trecerea la un alt segment de vârstă, metodele de bullying erau din ce în ce mai rafinate. Doamna Păcurar, cred că știți despre ce vorbesc. Da. Adică dacă la grădiniță, dau un exemplu, își pun o poreclă, deja dacă vorbim de clasa a 5-a, 7-a, 8-a, lucrurile capăt alte. Da, cumva din clasa a 7-a lucrurile degenerează total, cel mai mare abandon școlar cumva aici apare. E și foarte multă tensiune și presiune legată așa de îngrijorarea cu privire la capacitate și atunci sunt tot mai tensionați acasă, sunt tot mai tensionați de către părinți în legătură cu școala și copiii cumva refulează la școală. Și într-adevăr, când vorbim de copii cu vârste mai mari, nu se mai practică acel bullying cumva fizic, cum ai vedea în grădiniță, că se mai îmbrâncesc și lucruri de genul acesta. Sunt mult mai rafinați, din păcate, atunci când sunt mari și folosesc cuvinte extrem de denigratoare pe care, oricât ai fi de puternică, noi consiliem pe acești copii care sunt victime și cumva ceea ce am remarcat este că înainte cumva victime erau persoanele sau copiii care erau dintr-o anumită etnie sau dintr-o anumită categorie socială sau într-un fel sau altul aveau o situație ceva specific, inferioară, da. Poate de ceilalți, dar acum bullying-ul este generalizat. E la fel de prezent și în școala de stat și în școala privată, diferă doar apelativele și într-adevăr este foarte greu să ignore sau să aibă un cuvânt o elevă, de exemplu, căreia îi se spune zilnic să se arunce în cap, nimeni nu vrea să o vadă, e penală, e proastă. Astea sunt cuvintele cele mai des folosite. Dar sigur, bullying-ul merge mai departe și către locul de muncă. Dacă intrăm acolo, mai avem nevoie de încă vreo două emisiuni. E bine pentru copii totuși să știe că nu este un tip de abuz specific copiilor. Da? Li se poate întâmpla și adulților, li se poate întâmpla și părinților lor. Important este să vorbească despre asta, să nu țină în ei. Și cei mai mulți dintre cei care ne sună, din păcate, țin în ei. Nu doresc să meargă mai departe și să povestească. De ce? Odată le este frică. Să nu fie marginalizați, probabil. Le este,
le este frică. Unii dintre ei sunt chiar amenințați de copilul sau de grupul de copii care îi agresează. Alți copii spun că le este rușine să povestească despre așa ceva. Alții spun că le este teamă ca nu cumva părinții să vină la școală. Pentru că ăsta e primul impuls al părintelui. Sau un al doilea impuls al părintelui ar putea fi, ai făcut și tu ceva. Ai și tu partea ta de vină. Că probabil... Da, sau... Cealaltă reacție când spune să nu fii pămpălău și atunci copilul încearcă să-și mențină o imagine. Dar mai mult decât atât, de multe ori copilul nu spune părintelui. Nu spune pentru că vrea să se protejeze pe el, pentru că vrea să protejeze părintele, pentru că nu are încredere. Apropo de lucrul ăsta, copilul nu-și dorește ca părintele să se ducă la școală. Și atunci, nu vrea să iasă în evidență cu nimic. Da, pentru că dacă părintele lui se duce la școală, copilul mai departe va fi și mai umilit și mai agresat. Și după aia, de-a doua zi, copilul se duce tot singur la școală. Pentru că toți ceilalți practic îi vor spune că el nu a fost în stare să-și rezolve singur problema și a trebuit să apeleze la ceilalți. Și atunci practic devine cu atât mai vulnerabil în fața celorlalți și ceilalți, bineînțeles, că abia așteaptă să-l umilească și mai mult. Și să o facă absolut constant, pentru că specific pentru acest tip de abuz este faptul că el te urmărește 24 de ore din 24. El nu se întâmplă numai în școală. Când pleci de la școală, ai cu tine telefonul mobil. Așadar, cum spunea și noastră mai devreme, poți primi, prin intermediul poți primi WhatsApp, mesaje, poți primi mesaje. Da. Apoi rețelele de socializare. Și tot așa. Și atunci, un copil fiind prins într-un astfel de hățiș, din care pur și simplu nu găsește o cale de ieșire, sigur că va ajunge la automutilare, sigur că va ajunge la gânduri suicidare, sigur că va ajunge, din păcate, la să plece de acasă. Și da. Să plece de acasă, așa este. Uităm despre un fenomen. La un moment dat în România auzeam despre foarte multe cazuri. Dom'le, copii dispăruți, procentual discutând, nu știu, cred că peste 90% erau identificați ulterior. Da, pentru că erau plecări voluntare. Erau plecări voluntare, da. Ecaterina din Oradea, copiii din ziua de astăzi nu mai sunt cei de acum 10 ani, aceștia sunt mai obraznici, mai plini de ei, iar profesorii nu mai au răbdare cu ei, părinții au și ei partea lor de vină, dar și profesorii cu vechime ar trebui să iasă la pensie. Nu știu dacă sunt într totul de acord cu... E adevărat că se pot face lucruri în școală și eu sunt chemată destul de des în școli să le vorbesc copiilor despre bullying. Și atunci când încep să lucrez cu ei și primul lucru pe care îl fac, îi întreb pe copii, zic, ce știți voi despre asta? Cumva îi împuternicesc și atunci ei vin cu idei. Eu nu mă duc din poziția de autoritate, eu am venit să vă predau, voi mă ascultați, ci hai să văd ce știți voi, ce întrebări aveți, da. Și apoi lucrăm în grup și interesant este că de multe ori când lucrăm proiecte legate de bullying care ajută tocmai la conștientizarea fenomenului, pentru că într-adevăr cu ani în urmă când noi am început campaniile, nici psihologii nu știau ce înseamnă bullying. Și acum în momentul în care mai mulți copii știu, iar mulți dintre ei sunt martori și știu cum, ce influență are martorul în procesul de bullying, pot să intervină. Și facem activități de grup și ei cooperează și atunci învață mai degrabă cooperarea. Din păcate, cred că marele minus al școlii este că învață pe copii competiția înainte să învețe cooperarea. Din păcate, în aceste tehnici, pun în ghilimele, pe care le folosiți, concepte, înțeleg că sunt situații în care, în aceste jocuri pe care le desfășurați în școală, copiii sunt puși în toate cele trei posturi, nu? Da. Ca să vadă, da, să simtă ceea ce, chiar dacă e o joacă, îmi imaginez că e destul de autentic momentul, nu? Exact. Insight-ul este foarte puternic, conștientizarea aceasta este foarte puternică și, practic, până la urmă, ei obțin ceea ce vor, obțin și atenție, obțin și putere, obțin și distracție în aceste jocuri, fără a mai face rău cuiva. Ați avut situații de copil agresor, până în ghilimele, care după un astfel de, o astfel de, nu știu, de moment, da, cu oameni specializați și a dat seama că greșește, că și-a corijat comportamentul, a înțeles? Agresorul, ca și victima de altfel, are nevoie de un prieten, are nevoie de cineva de partea lui. Și atunci când agresorul a fost tratat firesc de către ceilalți, pentru că de multe ori, din păcate, și chiar de la învățătoare pornește, agresorul este într-adevăr identificat și izolat. Nu vorbiți cu el. Ori el trebuie integrat, că dacă el este tratat cu prietenie, are tendința să se poarte la fel. Dacă este marginalizat, vine să-și confirme eticheta în fiecare zi? Da. Exact. Da? Exact asta face. Și atunci, practic, jocurile și tot ceea ce facem noi în școli e legat de ideea asta ca ei să lucreze împreună, să aibă o atmosferă de prietenie în care să se distreze. Asta spuneam, că din păcate școala nu prea oferă
aceste variante de distracție în grup. Noi tot timpul spunem că preferăm copiii să facă un sport de grup și nu unul individual, tocmai pentru a învăța cooperarea și împărțirea responsabilității. La fel ar trebui să fie și la școală, nu cine termină primul sau cine a obținut cel mai mare punctaj, ci să lucreze în echipe și echipele să fie diverse. În momentul în care merg acolo, nu merg pe grupurile obișnuite pe care sunt ei plasați, ci schimb lucrurile și atunci ei au ocazia să se cunoască unii cu alții. Fac un exercițiu, de exemplu, foarte simplu în școală și de fiecare dată am surpriza că, de fapt, trebuie să-l pregătesc înainte. Le cer copiilor să scrie pe o foaie numele tuturor colegilor și să scrie o caracteristică a lor, să spună un cuvânt. Ce le inspiră fiecare coleg, da. Și mi-am dat seama că, de fapt, trebuie să pregătesc acest exercițiu înainte, pentru că mulți au tendința de a pune ok, nașpa, ok, ok, nașpa, nașpa, nașpa. Astea sunt cuvintele pe care le folosesc. Pentru că nu se merge pe această relaționare și atunci fac exerciții cu ei în care îi învăț. Cum, nu știu, un coleg este prietenos, comunică bine, este mediator, este sportiv, este poate să aibă o inteligență cu cuvintele sau cu mâinile. Deci, sunt atâtea caracteristici. Cel puțin într-o primă fază, atunci când lansați acest exercițiu, participarea lor este la minim. Da, cam pentru asta, că nu sunt obișnuiți. Mai duc câteodată în școli cu un exercițiu pe care noi îl facem așa, doar ca să distrăm copiii la început, le spun să deseneze un porc. Și am surpriza să-și scoată telefoanele să se uită să vadă cum desenează un porc. Doamna Gabor, iată, o ascultătoare, Maria din Constanța, mass media ar trebui să termine cu știrile negative în timpul zilei, complicat asta, deoarece copiii stau cu ochii în televizor și ceea ce văd, asta fac, nu este ușor să lucrez cu copiii, mai ales cu cei care au diferite probleme. Sigur, mass media are partea ei zdravonă de vină, dar cred că mediul online a trecut pe primul loc, din păcate. Da. Televizorul oricum. Ce tipuri de discuții aveți cu reprezentanții școlilor atunci când mergeți? Cu reprezentanții școlilor, deocamdată în ateliere, ei sunt parte, diriginții sunt la ore, noi lucrăm cu 5-8-ul, clasele 5-8. Deocamdată sunt parteneri și ne ajută în dinamica de grup în clasă. E adevărat că atitudinea, așa cum prezenta și colega mea, la început au fost nemulțumiți că nu predăm. Și că avem dinamica asta de joacă cu cei mici și de cunoaștere și de autocunoaștere și de conștientizare a propriilor puteri, că și ei primesc informații și ei se documentează în particular, au o serie de surse la care apelează. Nu e doar școala cea care oferă acest suport de informații. Și cumva, mai ales pentru cei care erau mai reticenți, a fost dificil la început să-i facem să înțeleagă că noi ne dorim în această intervenție dialogul ca o metodă de lucru și că am vrea să obținem sinceritatea și implicarea și deschiderea din partea copiilor. Chiar dacă spun și dau pe față toate cărțile și spun toate problemele, și pentru că noi pe asta am vrea să lucrăm. E slăivea la lucruri. Da. Nu ajută, într-adevăr, cum spuneau și colegele mele, nu ajută să ascunzi. Pentru că, într-un fel sau altul, refulează tot ce treci cu vederea, tot ceea ce vrei să, nu știu, să te faci că nu auzi sau că, nu știu, nu ești capabil în momentul de față să reacționezi. Să te distanțezi atunci, de situația, da, de acolo, de locul respectiv. Și atunci preferi să nu acționezi. Ajută foarte mult pentru copii să li se vorbească despre perioada lor de dezvoltare, pentru că uneori, să știți că mai ales în 5-8 începe preadolescența și au o serie de modificări biochimice, față cu de siguranță, cei de clasele, da. 0-4. Și atitudinea cumva și a părinților, dar și a adulților din jur, fie îi tratează ca pe niște copii sau ca pe niște adulți, pentru că probabil îi văd fizic mai dezvoltați. Dar asta nu înseamnă că este potrivit vârstei lor. Corect. Domn profesor, ascultându-o pe doamna Gabor, vin la dumneavoastră cu o întrebare. Sunteți înainte de orice, deci înainte de orice, realizator, invitat, om al economie, specialist, sunteți om de catedră. Sigur, predați la universitate,
Vedeți, școala românească, domn profesor, are această problemă. Exact cum spunea doamna Gabor. Dacă nu notăm, și am mai auzit chestiunea asta, dacă nu notăm nimic în caiet acolo, înseamnă că ora nu a fost ce trebuie. Ne uităm de multe ori la sistemele de învățământ de afară, poate nu sunt perfecte, acolo se comunică foarte mult. Dumneavoastră, cum procedați când vă aflați la catedră? Ce ați observat de-a lungul anilor? Informația transmisă așa, în ambele direcții, se asimilează mai ușor decât o informație transmisă unidirecțional? Eu sunt total împotriva cursului predat. Și fac lucrul ăsta de vreo 20 de ani. Nu întotdeauna cu succes. Și anume, mă rog, predând la universitate, e alt nivel. Am manual publicat la disciplina cutare. Intru în clasă și le spun, voi aveți un manual în care am scris tot ce trebuie ca să știți. Dar lucrurile astea pe care le-am pus în manual nu sunt definitive. Foarte multe lucruri în economie se schimbă mereu. Ceea ce rămâne stabil în studiul economiei, din punctul meu de vedere, este că la sfârșitul acestui curs să fiți capabili să judecați singuri fenomenele economice și consecințele lor, fără să faceți apel la intermediari, fie că e mass media, fie că sunt analiști, politicieni sau orice. Mai ales că lumea asta este 90% plină în fiecare zi de informații economice într-o formă sau altă. La seminar lucrez cu cadre didactice tinere care se ocupă de, mă rog, prezentarea unor cazuri și intru în clasă și spun, astăzi, ce mă întrebați? Ce ați auzit la radio sau la televizor? Mă refer la o materie economică care se numește Teoria economică a integrării europene. Acum 7-8 ani de zile aveam din 100 de studenți 10-20 care ridicau imediat mâna ca să mă întrebe ceva. În discuția cu ei aveam grijă ca să introduc și elemente care erau obligatorii. Dar îi învățam întotdeauna să vadă lucrurile în dinamică, să nu le ia. Nu, niciodată n-am pus accentul pe memorizarea datelor, a graficilor, a tabelelor. Astea sunt niște lucruri fără importanță. Eu sufăr de mult de când eram în liceu, că nimeni nu m-a întrebat în viața asta funcțiile trigonometrice, pe care am fost obligat să le învăț, pe din afară. Nimeni nu m-a întrebat nimic despre ele. Deci a fost o pierdere de creier. În sfârșit, din ce trece timpul, pierd lucrul ăsta. Sunt din ce în ce mai puțin interesați. Lucrul ăsta e foarte îngrijorător. Iar în ultima perioadă chiar deloc. Adică trebuie să... nu le țin un curs, le țin o prezentare a situației economice de la momentul ăla intern și internațional, că îmi permite materia. Dacă aș preda niște lucruri foarte rigide, nu se poate face așa. Da. Deci, ceea ce este îngrijorător pentru mine este pierderea interesului. Continuăm după pauză. Continuăm după pauza de publicitate. Revin la dumneavoastră, domnule profesor. Având în vedere faptul că nici profesorii și nici elevii nu sunt o unitate, nu are cum să fie sigur. În școli se întâmplă mult mai multe rele decât se întâmplă în afara școlii. Dacă ar fi paza mai bună, dacă... Eu știu, deci ar trebui bani pentru paznici. Se fac eforturi, dar asta depinde de la școală la școală, depinde de indicațiile ministerului. E bine să fie un mediu sigur, însă siguranța asta ține de mulți factori. Ați auzit de cazuri de copii agresați la școală? Evident, este fenomenul de bullying care este în floare. Sigur că am auzit. Am auzit, am văzut și la televizor. Cel puțin în școala în care am fost eu, sigur, erau conflicte între copii, dar n-am auzit așa niște lucruri exacerbate ca să consider că școala în care am activat a fost un mediu nesigur. Dimpotrivă. Ați auzit de cazuri de agresiuni în școală? A, da, asta da, dar na, depinde de cum te porți și tu cu colegii. Dacă ești ok cu lumea, nu pățești nimic. Aveți încredere în sistemul de învățământ românesc? Așa și așa, da. Nu pot să zic că e rău, dar nici bun. Pot să spun că am încredere, mai ales că sunt cadru didactic. Da. Ați auzit de cazuri de copii agresați în școală, de fenomenul bullying?
Dar bineînțeles că am auzit și chiar am făcut lecții în cadrul orelor de dirigenție referitoare la prevenirea acestui fenomen. Miezul Problemei Național TV despre fenomenul bullying vorbim astăzi. Ora de dirigenție, domn profesor, vedeți exact ce vorbeam și în pauza de publicitate. Ora de dirigenție poate fi un pilon, nu? Pentru combaterea acestor probleme. Nu, cred că tot timpul trebuie. Și în dirigenție, dar și în afară. Comportamentul profesorului și al școlii în general trebuie să fie permanent, numai la ora, dintre ora acutare până la ora acutare. Acum, din câte văd, la dirigenție se discută mai mult lucruri administrative. Cât dă fiecare pentru MOP, pentru CIF, pentru CRETE, pentru asta și pentru lucrurile astea care până la urmă arată cum e finanțat învățământul nostru și grija care trebuie să aibă până la urmă pentru funcționarea școlii. Trebuie și asta. Și cred că, nu la dirigenție, cred că trebuie cu personal calificat făcut lucrul ăsta. Poate trebuie, știu eu, regândită curicula și pe lângă alte materii care au fost introduse acolo, apoi scoase, iar introduse, că nu se mai știe despre ce e vorba, să fie și asta, că nu o numi o bullying, o numi o altfel, dar o educație de negociere prin consens trebuie cumva, pentru că asta începe să fie o lipsă a societății în general. Știți, înainte de 1990 era o teorie se chema pe românești a satului universal, în care spunea dacă va dispare comunismul, va dispare și războiul. Lumea se va înțelege la masă, pentru că oamenii în firea lor sunt foarte pașnici. N-a fost deloc așa și vedem că nu e așa. Da. Deci trebuie continuu acest proces menținut cumva de cei care se pricep, de cei care știu cum să-l descrie și să-l contracareze. Absolut. Astfel, doamna, dacă doamna profesoară zice, ia să nu vă mai bateți, da. Vor ține cont. Doamna Surcel, vin la dumneavoastră, suntem pe final de emisiune, un minut și jumătate. Deci telefonul copilului. O linie de care, din păcate, e nevoie, nu? Da. Pentru un fenomen... Din păcate, dar și din fericire. Care crește. Și din fericire că există. Pentru că dacă nu exista nici acest instrument, atunci lucrurile chiar arătau rău. Mesajul meu de final de emisiune este, pe de o parte, pentru părinți, să petreacă tot mai mult timp cu copiii, de fiecare dată, cu proprii copii, de fiecare dată când au această posibilitate. Dacă nu au această posibilitate, să facă să fie posibil. Doar așa pot afla despre provocările pe care proprii copiii le au și pot să intervină. Iar către autorități, mesajul este acela de a înțelege că suntem într-o situație în care este nevoie urgentă de politici publice în acest sens. Faptul că ascundem sub preș o problemă ca aceasta sau altele nu ne ajută cu absolut nimic. Și atâta timp cât e vorba doar de voință politică, eu zic că și mâine, dacă își dorește doamna ministru, poate să dea un ordin prin care acest fenomen să fie reglementat, prin care manualul de consiliere și orientare sau manualul de educație civică să includă ca temă bullying-ul și astfel să fie dezbătut la clasă. Formarea inițială, formarea continuă a cadrelor didactice, de asemenea, tot acolo stau, tot în legislație. Trebuie doar să le vedem și, sigur, să le vedem și în implementare. Absolut. Doamna Păcurar, un minut. Copiii de astăzi reprezintă nu societatea de mâine. Cum construim azi, cum corijăm azi, vom trăi peste 20 de ani, nu? Da. Și ei se vor educa în relații consistente, semnificative, așa cum spunea și doamna Sârcel, ajută ca părinții să fie acolo, dar nu neapărat ca să fie, să țină și ei prelegeri sau să-i critique sau să-i întrebe despre școală. Niciodată nu întrebe asta. Copilul se duce la școală pentru socializare. Trebuie să ținem cont de această educare a lui prin relaționare. Părintele poate să fie acolo tăcut lângă el și încet, încet copilul va vorbi și când vin la mine în cabinet tac foarte mult cu copiii și atunci ei încep să vorbească. Și părintele trebuie să-i ofere copilului oportunități de creștere. Nu te bazezi nici neapărat pe școală, cum nici școala nu ar trebui să se bazeze neapărat pe familie, ci pe a exista cât mai multe oportunități de creștere, de relaționare, să îi se faciliteze relații consistente și cu alți membri ai familiei sau din afara familiei, oameni care pot fi mentori, care pot fi antrenori, în așa fel încât copilul să simtă că are o rețea de suport și el în același timp de mic să fie educat
să rezolve probleme. Copiii cresc astăzi mult în atenția părinților, dar din păcate sunt supraprotejați, nu sunt lăsați să rezolve probleme. Să aibă propriile experiențe, exact, nu? Ori dacă de mic, de la grădiniță, îl lași să aleagă între 3 jucării pe aia care o ia cu el, între 3 haine pe aia care se îmbracă și tot așa, mai departe, îi educi de fapt gândirea. Iar în fața unei probleme, va gândi că există cel puțin 3 soluții și va alege și va lua mai departe o decizie. Peste 20 de ani ai un adult extrem de nehotărât în fața vieții. Da, căruia i s-a dezvoltat un mușchi psihologic. Asta spunem că trebuie dezvoltat copilului. Foarte interesant ce ne-ați spus. Doamna Gabor, final de emisiune, coordonator proiect Sprijin Siguranță Stimă la școală. Da. Un teren, spuneți dumneavoastră, un teren de luptă, practic. Da, dacă acest teren de luptă ar fi totuși privit ca o oportunitate de creștere, cum spuneau și colegele mele, o oportunitate de creștere și pentru copii, dar și pentru adulții care își desfășoară activitatea, fie acolo, fie părinții de acasă, și s-ar milita mai degrabă pe zona de colaborare și de înțelegere vis-a-vis de problemele cu care se confruntă copiii de astăzi. Poate că am ajunge la finaluri fericite în care copiii de astăzi, adulții de mâine, vor ști ce să aleagă potrivit pentru ei. În primul rând, un pas mare făcut este faptul că vorbim despre acest fenomen din ce în ce mai mult. Atât pentru astăzi. Mulțumesc mult, Ana Maria Gabor, Anda Păcurar, Cătălina Surcel. Mulțumesc mult, domnule profesor, pentru prezență. Toate cele bune pe mâine la miezul problemei. Sunt Denis Ciulina. Numai bine!